În această dimineață alături de noi se află domnul dr. Virgiliu Stroiescu prin Skype și îl salutăm cu mare bucurie. Bine ați revenit la Speranța TV! Mulțumesc mult, mult de tot! Cu mare drag, vrem să aflăm astăzi cam ce am putea face noi, părinții, pentru a crea un stil de viață sănătos pentru copiii noștri. Poate că începem cu... Poate nu începem neapărat să vorbim despre alimentație momentan, ci le luăm pe rând. Că am vorbit de mai multe aspecte, poate ați urmărit emisiunea, din viața copiilor noștri, din ziua de azi cu care se confruntă. Poate lipsa mișcării, poate statul prea mult pe telefon, lipsa somnului sau a odihnei. Ne auziți? Da, important este că noi trebuie să gândim holistic. Ăsta e un cuvânt ciudat. Ce face pe deștept, auzi, holistic? Să spunem altfel, din mai multe puncte de vedere, nu doar dintr-un punct de vedere, din mai multe puncte de vedere, ca să înțelegem mai clar acel lucru. Ce înseamnă un nou stil de viață? Nu-i doar mâncarea, trebuie și odihnă. Copiii trebuie să doarmă peste 7-8 ore. Apoi să mănânce ce trebuie, apoi trebuie să facă mișcare. Cu părere de rău, sedentarismul face multe, multe lucruri rele. De exemplu, obezitatea și cu alimentația și cu lipsa de mișcare dau afecțiuni foarte, foarte grave. De aceea noi facem educație de aici. Și de aceea vă fericit, este unul din cele mai bune televiziuni din țară care educă pe oameni, învață. Le spune lucruri adevărate, înțelegeți? Nu umblăm cu lucruri, cu gugoșeli, doar ca să placă. Vă mulțumim că dumneavoastră faceți lucrul ăsta educând și ajutându-ne să înțelegem acele lucruri bune pe care le și putem face. Și ceva de multe ori chiar mustrând. Adică noi nu ne plac să ne muste și să tragă de urete. Dacă mai omul nu auzi că nu e bine. Și omul pleacă așa puțin umilit. Și uite, am fost la o televiziune și ne-am cam bătut așa. Dar nu te-am bătut, n-am vrut să te abat. Ci din contra să mergem pe drumul cel bun. Ca să avem întâi, copiii trebuie să fie fericiți. E cea mai frumoasă vârstă a vieții, copilăria. Interesant, copiii tot timpul râd. Urmăriți că bătrânii doar din când în când, așa știți. Da, eventual au un prilej. Copiii se urmăriți în tramvai, în mașini, imediat țâșnesc. Și asta este sănătate curată. Deci să le creăm o viață frumoasă. Vedeți că politicienii nu prea se ocupă de fericirea copilului, acum că suntem și în pandemie. Dar familie să găsească cel mai... Și acum să vedem ce fi și cu școlile astea. Dar zic, să domnule doctor, să știți că îi putem ferici foarte ușor pe copii. Dacă îi lăsăm la telefon, le-am făcut viața fericită. Exact. Sau dacă le dăm ciocolată, deci, dulciuri. Deci, atenție, deci trebuie să căutăm neapărat ca copiii noștri să aibă o fericire cât mai mare, să se simtă bine, domne, pe lumea asta, în familie, nu? La masă, de exemplu, sunt părinți care zic, ia dă carnetul de note, ia să vedem ce ai făcut. Și pentru copiii rămâne în mâncare în gât. Deci să căutăm să avem o viață cât mai bună, dar în același timp să fie și sănătos. Și vreau să dau să repet o idee. Sănătos și gustos. Aici e marea, marea nenorocire și a părinților și a copiilor. Dom'le, că e bun că e gustos. Evident că să nu mâncăm nisip, să mâncăm o hrană bună, dar să fie neapărat și sănătoasă. Și de aceea, mai ales copiii, știți că e interesant, copilul trebuie să mănânce aproximativ 60% până la 80% glucide. Asta e hranul lui. Proteine numai 10% din valoarea calorică. Deci mai puțină lipidele cărniță. Tot cam 10%, poftiți? Zic mai puțină cărniță, că nu crește deci, mare de la cărniță. Exact, deci mai puțină proteine cam 10% din valoarea calorică. Lipidele tot cam 10-15%, acum depinde că se ceartă oameni de știință, niciodată nu sunt cu minți. Dar, deci copiii au nevoie de peste 60% glucide. Glucide sănătoase, zic bine? Știți? Glucide, dacă zicem glucide, să zicem și glucide sănătoase, corect? Glucide, acum urmează, exact, glucide. Dar, haide să nu-i dăm glucide concentrate, cum e zahărul, care e procesat, care e prea, nu-i toxic atare. Taxul e bun, avem nevoie. Dar când e cantitate mare, de exemplu... E ca benzina, zic exact, corect? Exact. Am dacă alețin. Luăm, de exemplu, în sânge, este cam un gram de zahăr pe litru. Da. 100 la 100 mg la 100, un gram pe litru. E în băuturile astea
păcătoase, este 10, 15, nu, la litru, la 100. Deci e de 100 de ori mai multe dulce decât trebuie. Păi cum să fie copilul sănătos când îi dai de 100 de ori mai concentrat? E ca și când spui, de, luați tableta asta, ce n-aș putea să iau 56 de tablete? Nu, una. Păi ce, dați bune. Bune, bune. Deci neapărat trebuie să ne gândim cu toții mai întâi de toate ca să avem o hrană sănătoasă, să nu băgăm multe glucice, mai ales aceasta rafinat. Și vă rog, secretul ar fi cam așa. Nimic procesat, deci cât mai proaspăt. Acum și fiertul e procesat, e un pic așa mai finuț. Nimic prăjit, mai ales în ulei, nimic afumat. Asta fac rău. Și cât mai integral, cât mai sănătos. Mergeți acum la piață. Dom'le, cu 3 lei cumperi un kilogram de caise și de, nu caise, de prune. Prune. Excepțional. Dacă dai 5 lei, cât pumnul. Deci avem acum piața plină. Haideți să mâncăm cât mai mult, să învățăm pe copii să mănânce cât mai multe dulciuri. Mai puțin fructe, atenție. Fructe, ați greșit. Atenție. Deci cât mai multe fructe, cât mai puțină pâine albă, pâinea să fie integrală, pentru că e numai cocă. Și interesant, dacă un copil mănâncă 15 ani, 20 de ani numai pâine albă, știți că el în interiorul lui pregătește Alzheimer-ul? Pentru că pâinea albă se face o cocă pe nervi și se adună și se adună și când s-a adunat prea mult numai ce face. Deci copiii trebuie să fie învățați să mănânce cât mai multe, acum să se ferească de margarină, de grăsimile acestea care sunt saturate. Și toate produsele care au margarină nu sunt sănătoase, pentru că au aceste substanțe numite trans, care se depun pe vase. Deci noi avem niște vase de sânge care trebuie să fie curate, frumoase, delicate, în momentul în care mâncăm grăsimi animale, în special de așa vegetale, cantitate mare, le se depun pe vase. Și vasul nu mai e bun. Și atunci stricăm vasele. Ba, mai e ceva interesant. Părinții care mănâncă foarte multe grăsimi, în special animale, și dacă mămica e și gravidă, copilul se naște pe aortă cu leziuni de ateroscleroză. Opa! Atât deci de mult să avem grijă mama. De când da. E bebelușul în burtică. Naștem un copil care deja e bolnav. Deci mamele care vor să fie mame adevărate, înainte ca să fie gravide, trebuie să schimbe stilul de viață pentru a avea un bebeluș curat, sănătos, frumos și să nu fie bolnav. Vă dați seama să afli mai târziu că, uite, copilul trebuie să face un transplant de inimă. De asemenea, trebuie să nu-i dăm dulciuri cu bomboane, prăjituri de la diverse persoane. De ce cauză? Pentru că fiind dulce, se strică ușor și atunci bagă la euri și bagă la substanțe ca să se păstreze, să fie frumoase acolo la vitrină. Dacă ne intră în noi, vai de capul lor ce se întâmplă. Și de aceea pâinea albă, sub nicio formă copilul să nu mai... Să obișnuiți să mănânc covrigii, nu? Ăsta, alte preparate. Chiar voiam să vă întreb despre alimentația copiilor care merg la școală și ar trebui să ia ceva la pachet sau să mănânce ceva dimineața. Ce e greșit să mănânce copiii dimineața, astfel încât să știm ce le așezăm pe masă, ce tăiem de pe listă, pentru ca ei să poată fi atenți la școală, să aibă creierul pregătit pentru exact. Școală. Dacă nu le dăm nimic, atenție, da, există și varianta asta. Nu le dăm nimic, e o variantă. Nu am timp, hai tu te las că mâncăm desert după masă. Așa? El nu are hrană toată ziua la creierașul lui. Și atunci nu poate fi atent, nu înțelege nimic. Îi pare rău că el se uită atent, el nu pricepe pentru că nu-i hrăni creierul. Și atunci devine gălăgios, recalcitrant, caută să atragă simpatia prin prostii, nu prin inteligență. Și atunci bietul cu și vine acasă și n-a înțeles nimic. Adică e o zi pierdută, pe când dacă îi dăm dimineața. S-a văzut că micul dejun, atenție, e dovedit crește durata vieții. Cei copii care nu mănâncă dimineața și oamenii adulți fac accident vascular cerebral și infarct de miocard dacă nu mănâncă dimineața.
își prelungesc viața mâncând dimineața. Și atunci și trebuie să mâncăm. Nu dă multă proteină dimineața. Proteinele construiesc, dau cărămizi, nu dau energie. Și atunci dacă îi dai un copil trei chiftele, niște fripturică, niște salam și alte trebuie. Și brânză și ou. Așa, în cantitate mare, ce vă face copilașul? El începe să construiască și atunci ai fură de la creier energie și copilul ațipește la școală, nu-i atent, nu se concentrează. Da, oricum, domnule doctor, oricum, eu am o bănuială că în ziua de astăzi și cred că și în ziua în care eram eu copil, același trend era, copiii nu preferă dimineața mâncăruri din astea, carne, brânză, ouă și așa mai departe. Ei preferă ceva dulce și printre preferințele lor am eu bănuiala că se află cerealele cu lapte și cornul, cornul. Vă rog tare mult, domnule doctor, vorbiți-ne despre aceste două lucruri. Cornul pe care îl poate mânca rapid copilul sau cerealele cu lapte. Eu am trecut la un moment dat să cumpăr niște cereale și încercam să iau cu cât mai puțin zahăr. Păi n-am avut ce să iau, că n-am găsit cereale fără zahăr. Și sunt de toate felurile. Există muesli care scrie pe el că n-are zahăr. Acum, dacă nu, cumpărăm de la piață grâu, îl fierbem, facem o colivă bună. Și încă ceva, iar ceva, la fel muesli. Vă dau un sfat care eu l-am făcut foarte bun. Dimineața, pentru că n-are copilul timp să bea, că dacă bea prea mult, pe urmă merge la toaletă. Luați în dimineața să ia niște un fel de muesli dat prin blender într-o sticlă. Și punem acolo tot ce vrem, și cereale, și fructe, și legume, și fructe uscate. Colivă pasată. Un shake din acesta. Un shake de colivă. Și punem și colivă acolo, de toate amestecăm și punem un shake din acesta cu tot ce trebuie. Și atunci copilul are sticla în care are tot ce trebuie înăuntru, interiorul lui. Și dacă nu bea cu toată, când o oră, două, trei mai trage o băutură. Deci una dintre soluții ar fi aceasta. Hai să încercăm să o facem în toată România. Copiii să aibă o sticluță cu muesli și cu alte probleme, cu cereale, foarte concentrate și are sticluța lângă el. Domnule doctor. Așa. De asemenea, n-ar fi rău un fruct, e foarte sănătos. Acum, perele au numai apă și foarte gustoase. Da, domnule doctor, haideți să dați-mi voie să vă întrerup un pic, pentru că așa cum am stabilit, în ocazia următoare vom vorbi despre ce ar fi bine să le dea părinții copiilor. Acum vorbim despre lucrurile pe care ar trebui să le evite cât mai mult. Și permiteți-mi să vă pun o întrebare care se referă la o gândire populară. Cum că organismul copilului asimilează zahărul mult mai ușor decât cel al adultului. Și atunci dă-i copilului zahăr, nu e nicio problemă. Adultul face diabet, copilul nu face diabet, mănâncă dulciuri. M-am referit la cornul acela, cornul cu ciocolată, croissantul, că sună mai francezesc. Și de asemenea la cerealele care conțin mult zahăr. De ce sunt ele nerecomandate copiilor? Am spus anterior că în cantitate, am spus anterior, în băuturi, zahărul e foarte puțin. În aceste preparate în care e foarte concentrat zahărul în cantitate mare merge în sânge și dacă n-ar fi doamna insulină care să îl facă imediat grăsime, atunci copilul ar face comă. Și atunci toate dulciurile în cantități industriale băgate în copil nu fac decât să facă trigliceride și copilul să-l vezi cum crește așa și se îngrașă tocmai din cauza lor. De aceea trebuie să dăm alimente în care să aibă fibre ca să nu se absorbă imediat. De exemplu, fructoza nu prea e sănătoasă pentru că insulina nu are treabă cu ea. Și atunci dacă dăm fructe care au cereale în ele, este excelent, pentru că au înăuntru celuloză și atunci se absorb mai încet câte puțin ter. Deci căutăm să dăm o hrană
O hrană în care să fie și consistentă și gustoasă, dar să nu aibă substanțe, de exemplu, ciocolata. E gustoasă, cui nu-i place puțină ciocolată, dar să fie puțină, să nu fie în cantitate mare. Pentru că ea excită copilul și în afară că e de dependență, când mănânci o ciocolată, să vezi că nu mai stai liniștit. Simți așa înăuntru că se produc niște energii. Acum, dacă îi dai o bucățică de ciocolată, nu se va mulțumi cu o bucățică, pentru că o va cere pe a doua. Hai să spunem așa, câte puțin, învață-te. Important este educația. Copilul trebuie să fie educat. Păi dacă îmi place, dăm 3 pachete de ciocolată, că mie îmi place. Bun, dar nu face să nu-i sănătos. De asemenea, să ne ferim pentru copii să le dăm grăsimi animale. Grăsimile animale, sub orice formă, intră în sânge. Din sânge intră în celule. Din celule intră membranele celulare. Și atunci noi stricăm câteva miliarde de membrane celulare cu hrana animală, cu grăsimi animale. Și atunci organismul merge prost, nu se face bine asimilarea, doar prin faptul că mănâncă grăsimi animale. Deci cât mai puține grăsimi animale, doamnelor și domnilor, cât mai multe grăsimi. Și nu uitați de vestitul ulei de măsline. Și nu dați prea mult copilului, deși e foarte ieftin, ulei de floarea soarelui. Vorbim data viitoare. Vorbim despre asta data viitoare, pentru că mai e un minuțel. Ce să nu dea? Fără ulei de floarea soarelui. Pentru că mai e un minuțel și pentru că v-ați referit la grăsimile animale, știți, părinții, știu și eu că am fost copil, se bucură uneori când copilul acceptă să mănânce un iaurțel. Hai mănâncă și tu, lasă dulciurile, un iaurțel, uite că e cu fructe. Cât de dăunătoare sunt iaurturile Atenție! Cu fructe? Atenție! Iaurtul cu fructe nu e sănătos. Pentru că în iaurtul ăla sunt fructe, cum sunt eu chinez. Adică se pun în interior tot fel de substanțe chimice care nu fac decât rău. De aceea nu consumați iaurturi care au gustul de fructe, au numai chimicale în ele, au multe euri. Se întâmplă iaurtul ca să reziste mai mult, nu? Îi se mai pune câte ceva acolo ca să nu se strice imediat. Deci și în privința asta lactatelor, ele nu sunt cele mai sănătoase. Din nou repet și repet și repet, cât mai multă hrană naturală, cât mai multă hrană vegetală și cât mai puțină hrană animală, cât mai puțină. E bine dacă animală. O luăm de la început, dacă deja obiceiurile sunt create, va trebui să ducem o luptă și cred că merită să începem bătălia. Păi ce face radio acesta speranța, nu? Dă speranță de viață, domnule, dă o viață sănătoasă, nu? De aceea lumea ascultă cu mare plăcere Speranța TV. De ce? Aici învață și adevărul și spus și frumos și sănătos. Vă mulțumim pentru că reușiți să oferiți aceste informații valoroase. Domnule doctor, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea de astăzi și vă mulțumim anticipat pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu veți fi și marțea următoare alături de noi prin Skype. Atunci vom vorbi în mod expres despre alimentele, despre lucrurile pe care ar trebui să le dea părinții copiilor lor. Astăzi am vorbit despre ce să evite. Abia aștept să văd care sunt soluțiile cu care veniți pentru copiii, pentru părinții care nu mai știu, domnule, ce să-i mai dau să mănânce copilului. Ce punem pe masă și ce nu trebuie să lipsească de pe masă a copiilor noștri, la ce ar trebui să ne gândim. Sigur că mie îmi vin în minte acum fructe, legume, că așa trebuie. Dar de dimineață, dacă ați urmărit emisiunea, am vorbit cu oamenii și și-au amintit ce mâncau ei acasă. Cacao cu lapte, niște cartofi prăjiți, mai mâncau și niște prăjituri și eugenii, diverse feluri de mâncare și produse care cred eu că le-a făcut mare plăcere. E așa o greșeală fatală să mai mâncăm și să le punem copiilor și asemenea preparate pe masă? Ne auziți? Da, vă aud. Bună dimineața la toată lumea. Ce se întâmplă? Cea mai mare minune a Universului, după părerea mea, sunt copiii. Domnule, din 100 de microni cât are un ovul, se dezvoltă de 5.000 de ori în burtica lui mămica,
și ajunge la 50 de centimetri. Vă închipuiți, de 5.000 de ori crește. Când iese afară de la mămica, doar de 2-3 ori mai mult. Pentru că dacă e 50 de centimetri, de 2 ori faci cu metru. De 4 ori 2 metri, cam mult. Deci 3-4 ori. Dar acolo se întâmplă marea minune. Și de aceea, mămicilor, atenție ce mâncați, pentru că copiii se vor forma după ce mâncați dumneavoastră, pentru că organogeneza se face în burtica dumneavoastră. Și de aceea e o mare răspundere pentru mamei ca să aibă copii sănătoși. Cu părere de rău, mamele care mănâncă mult colesterol, care se găsește în produse animale, au copii care pe aortă au leziuni ateromatoase de colesterol. Pentru că crescând în sânge colesterolul și copilașul drag e făcut din sângele lui mămica, deja se naște cu leziuni de... Deci el de la deja e bătrân, de la naștere. Deci mare atenție ce mâncăm, mare atenție cu ce îi hrănim pe peții copii. De aceea, în special, se zice că dimineața trebuie să fie jumătate din hrana zilnică. De aceea, cuvântul micul dejun e un cuvânt nu prea elegant. Deci important să fie un dejun, din ce cauze? Pentru că copilul pornește la treabă, lucrează, activează, gândește, învață cu ce energie. Cu cea da. Care a fost acum două zile sau cu cea care o mănâncă în fiecare zi. Și noi avem două ghiozdane, unul stomacul și unul ficatul. Ficatul trebuie să rămână plin. Și de aceea tot ce mâncăm, energia pleacă direct din stomac și ficatul stă la stoc, acolo neatins. Când nu mănânci dimineața, stomacul fiind gol, trebuie să apuci de la ficat. Și fiind rezervă mică, nu ai același randament. Deci, punctul numărul 1, niciun copil să nu plece la casă fără să aibă stomacul plin. Și domnule de aceea doctor, se scoală puțin mai devreme, așa. Să nu se grăbească și să mănânce bine dimineața. Vă ascult. Domnule doctor, vă spun din experiența mea veche de copil, așa. Dimineața nu ai poftă de mâncare. Atunci când ești copil, parcă nu-ți vine să mănânci. Se întâmplă, am înțeles de la dumneavoastră, pentru faptul că ne trezim oricum cu energie. Cu toate acestea, există anumite alimente pe care, până la urmă, părinții ar trebui să le dea copilului, să dea copilului aceste alimente, în ciuda faptului că el nu are poftă de mâncare. Și care sunt acelea pe care un copil ar trebui să le servească la micul dejun? Nu știu, oul, poate, brânza, laptele, habar n-am. Ce credeți dumneavoastră că la micul dejun nu ar trebui să lipsească din meniul copilului? Deci punctul numărul 1, când ați vorbit dumneavoastră acum, că ați ținut un mic speech, copiii trebuie să fie educați, da. Să se scoale dimineața, să ia loc pe un scaun și să mănânce. La început nu o să-i placă. Mai plânge, se grăbește, dar când își face obicei, este un doctor celebru la televizor, doctorul Ciurea, un neurochirurg de excelență. Și tot timpul spune așa, sculați-vă la 5, mâncați bine, nu vă grăbiți, pentru că viața se formează mâncând bine dimineața. Deci să învățăm pe toți copiii noștri, să scoale dimineața să mănânce. Ideea că nu-mi place e smofturi, așa. Înainte zic că îi dădeam așa, îl trăgeam de urechi, acum nu mai e voie. Acum trebuie să-l lămurim. Dragul tate, nu e bine să pleci cu stomacul gol, pentru că așa spune nenea Alex la televizor. Domnul doctor Străiescu. Atunci copilul când acel lucru, imediat va mânca să nu-l supere pe nenea Alex. Dar ce deci să mănânci? Obligatoriu. Ce? Deci obligatoriu. Poftiți. Ce să mănânci? Asta e întrebarea. Adică... Cum am spus ce să mănânci? Deci copilul dimineața trebuie să mănânce întâi consistent, la ore fixe și lucrul cel mai important este să mănânce o hrană care îi aduce energie. Din hrana noastră, 10% sunt grăsimile, din energia pe care o folosim, 10% proteine și 60-80% glucidele. Deci ca să ai energie, nu mănânci dimineața proteine, multă carne și multă leguminoase. Pentru că astea construiesc și îți iau energia pentru cap și se apucă să facă construcții. Și atunci trebuie să mâncăm dimineața produse care au energie în sine.
Nu zahărel, pentru că zahărul face explozie, fiind foarte simplu, ci doar polizaharide. Cum ar fi? Le găsim, adică le găsim în făinoasele integrale și neprocesate. Cerealele? Adică müsli, cereale, pâine integrală, același lucru. Că tot din cereale e făcută și ea. Așa. De să mănânce, să puțin cartofi dacă vrea. Dacă vrea să mănânce și... Paste? Și poftiți? Paste. Și paste, da, de ce nu? Dacă sunt făinoase. Dacă sunt făinoase. Deci are nevoie de substanțe care dau energie. Dar cel mai grozav este, să ia cereale. Se găsesc foarte bune și adaugă, pe de o parte, să adauge semințe, să adauge și niște, fructe uscate și niște substanțe altele, da, deci nu dimineața zahăr. Acum, zahărul nu e o travă, dacă e foarte, foarte puțin sau miere, nu fac rău, dar în cantitate mare, spuneam de exemplu că la sucurile acestea care le gustăm colorate și frumoase, dacă e un gram de glucoză pe litru, ele au câte 100-150 de grame. Păi da, vă dați seama ce intoxicat e organismul? Hai, bei dimineața și un suc din ăsta dulce și frumos. L-ai nenorocit. Deci, pentru că îl intoxici și asta îi scade imunitatea, strică o gândire bună, pentru că această glucoză intoxică în cantitate mare. Deci, părerea mea, dimineața trebuie să mănânce neapărat, dacă dorește și fie vrea să fie sănătos, cereale, paste integrale, chiar puțin cartofi, înțelegeți? Și să adauge. Ce să adauge? Păi să adauge niște nuci, niște alune, niște arahide, așa, de asemenea poate să aduci niște fructe uscate sau chiar fructe proaspete dimineața, înțelegeți? Și atunci copilul va fi bine hrănit pentru toată ziua. Ați spus un cuvânt cheie, să-l educăm pe copil și să-l învățăm până devine obicei și să se așeze la masă, dar să și mănânce altceva poate decât a fost obișnuit. Că poate până acum masa lui de dimineață era compusă din cereale cu lapte, cerealele acelea cumpărate, care au tot felul de lucruri nepotrivite în compoziție, și ar trebui să-și schimbe stilul. Poate că îl ajută. Sau consumau cartofi prăjiți, ceea ce nu e foarte sănătos. Înțelegeți? Și atunci, deci el trebuie să ia, să mănânce ceea ce îi face ca să fie sănătos. Aici e marea problemă. Domnule doctor, o întrebare. Și încă ceva. Deci nu cartofi prăjiți. Deci sunt cartofi. Că prăjeala aia are acrilamidă care mai târziu îi poate da, Doamne ferește, un loc unde nu trebuie să se existe. Este cancerigenă și este foarte periculoasă. Deci să mănânce hrană neprocesată, neprelucrată. Să știți, se pierde dacă mănânci pâine albă. E o catastrofă pentru copil pâine albă. Că n-are exact în ea ceea ce îi trebuie. Deci dragi și scumpi părinți, nu dați copilul dumneavoastră pâine albă. Pentru că n-are decât amidon. N-are minerale, n-are nimic, n-are fibre. Deci pâinea integrală, uite, deja am făcut. Și apoi încă ceva, hai ce să-i dai copilului dimineața? Spuneam că clasic este două felii de pâine, o bucată de salam, o bucată de cașcaval, o bucată de brânză și om vedea. Sau cornuleț cu lapte, cornulețul din pâine albă. Da. Și lăpticul, cine știe de unde, că se amestecă lapte din toată țara ca să facă... Și laptele nu e foarte sănătos pentru copil. O să discutăm o dată despre lapte. Chiar sunt curios. O temă interesantă. Și acum, ce am putea? E, părinții trebuie să aibă inițiativă. Aici e punctul numărul 1. De aceea luați un creion și o hârtie și scrieți. 1. Faceți, dragi părinți, niște cornulețe, niște biscuiți, niște strudel, niște plăcinte, niște ruladă, niște baclava, niște saraili dimineața și dai copilului și săracul te va binecuvânta. O pizza făcută în casă, la fel nu este rea deloc, deși să nu fie cu pâine, să nu fie cu făină albă, înțelegeți? Acum, o inovație de-a mea. Ați văzut că sunt borcane zacuscă de un sfert de kilogram cu da. Capac. Da, da, da. Luați un borcan din ăla și puneți
miești de nucă, de migdale, de caju, de arahide, de susan, înțelegeți? E, și dați o mică ceșcuță, ca să nu pună mâna, și dă din ceșcu, din acele semințe și mănâncă și are energie formidabilă. Am fost la un spa undeva pe aici, pe nou, și aveau câteva farfurii mari, pline, nu mă dau cu acestea. Și toți care făceau baie, luau cu o lingură și mâncau niște mieși de nucă, mieși de migdale, mieși de caju, niște alune, niște arahide, niște susan. Și domne, se simțeau, spuneau, domnule doctor, bună idee aici. Nu era a mea, am văzut-o și eu la alții. Dar faceți acasă niște vase în care pune și copilul când vine să guste din fiecare și pune dintr-un borcanel. Și atunci ce poate fi mai bun? Sau fructe, îi dai o portocală, îi dai... Cei mai buni, să dai o banană sau două la asta. Să știți că s-a făcut un studiu apropo de copiii care ar trebui să mănânce fructe mai multe și nu vor să facă asta, ei vor mai multe bomboane și alte lucruri. S-a observat că foarte mult contează felul în care sunt servite lucrurile acestea. Dacă au fost puse pur și simplu niște mere spălate și puse pe masă, copiii nu s-au atins, dar dacă au fost tăiate ingenios și puse în niște în formă de un arici care avea multe scobitori, erau puse bucățele de mere și strugure, copiii au mâncat de acolo foarte mult. Cred că și ambalajul contează. Dar vedeți, mămica, ce știe? Cum să facă la copil să-i atragă? Și asta e foarte, foarte bine. Domnule doctor. Asta, vă spun un caz foarte interesant. Mi-a venit o pacientă, o fată frumușică, foc clasa 10, 11, așa, și de aia de formare de opinie, știi, cu multă personalitate. Și zic, uite băi, fată, știi că în Germania copiii în pauză mănâncă morcov? Și să vedeți ce am să fac. Venea peste 2 săptămâni din nou ca să văd analizele. Și ce am făcut, da. Și m-am așezat în mijlocul curții cu morcov mare și îl mâncam așa, știi, ostentativ, privind în zare. Ce faci? Mănânc morcov. De ce? Păi în Germania așa se mănâncă. A doua zi, o treime din copii aveau morcov în gură. O săptămână, majoritatea, și spuneau, vreau și eu cu mânca domnișoara aia frumoasă. Asta înseamnă să fii influencer. Ei, observați forma de opinie. Ei, dacă îi dai dimineața unui copil niște, își întărește și dinții bine, o să vadă și bine, o să aibă și celuloză, înțelegeți? Dar asta n-are energie, prea multă energie îi dai de la cereale, dar îi dai neapărat un morcov. Sau, de exemplu, acum ai porumbul. Dai un porumb fier, domnule, în pauză. Ia, roanțe tu pe ăsta. Înțelegi? Sau un ardei de la capia, roșu, frumos. Ia roanțe tu în pauză, unde în ăsta. Neapărat să-i dai numai salam sau alte probleme. Deci, ai nevoie de o leacă de inovație și asta aș vrea. Sau tot felul de pateuri. Pateu cu humus, cu vinete, cu icre de cheia. Nu că ați auzit. Ia cheia, se pun în apă, se umflă exact ca icrele, pui deasupra o lămâie și se dezvoltă bine acolo, crește bine imediat. Iei o farfurie și pui ceapă roșie, dar fiind de tot, pui această zisă icre și dacă vrei să aibă și gust, pui ulei de in și miroasa pește. Și pui și niște ceapă, o foie de pâine, o pui pe ceapă, se face toată plină de ceapă și are un gust excelent. Sau dacă vreți din un fel de icre din griș cu ceapă, extraordinar. Domnule doctor, aș vrea, înainte să mai vorbim despre mâncăruri, care sunt multe, aș vrea să vă întreb ceva, pentru că sunteți medic și informațiile noastre sunt prețioase din punctul ăsta al medicinii de vedere pentru noi. Cred că mulți părinți se confruntă cu ce s-au confruntat și părinții mei, și anume mama în special, că, mă rog, copilul are 2-3 feluri de mâncare preferate. Mâncarea de cartofi, de mazăre și de orez. Și atât. Și restul, varza, știu eu ce, fasolea, boabe, păstăi și nu, iax. Așa zic copiii. Cât de important este pentru un copil să ia sau să mănânce diversificat din mai multe? Adică mie îmi spunea uneori mama, trebuie să mănânci și varză, trebuie să mănânci și aia, că sunt vitamine diferite. Este reală treaba asta? Și cum ar trebui un părinte să se gândească să-i dea din fiecare? Nu este reală, este foarte reală. Din ce cauză?
Urmăriți dumneavoastră un lucru foarte interesant, că plantele au diferite culori. Unele plante sunt roșii, niște fructe, alte sau vegetale, alte sunt galbene, altele sunt verzi, da. Altele sunt roșii și altele sunt negre. E, fiecare culoare are o binecuvântare de vitamine specifice. Și de aceea chiar discutam cu un tip oarecare care îmi spunea că trebuie să mâncăm la fiecare masă 4 culori. Deci dacă mănânci struguri negri, să mănânci și un strugur alb, galben, să mănânci și o roșie, să mănânci și eventual o salată verde, înțelegeți? Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe noi să mâncăm câte puțin din toate. Viți un leu. Ăsta mănâncă carne 5, 6, 10, 20 de kilograme, 3 zile zace, nu? Și trăiește, că face mișcare, că dacă n-ar face mișcare. Nu există animal sălbatic obez, pentru că mișcarea îi salvează și ia de toate păcatele lor. Făcând mișcare se consumă absolut tot. De exemplu, era un ototor care mergea ca locomotiva. Și mânca pe zi, în loc să mănânce 2.500 de calorii, 12.000 de calorii. Dar consuma 11.000 de calorii pe zi. Și atunci, indiferent ce băga în el, el lua medalii, dar ce mânca, consuma. Și atunci, făcând mișcare, organismul îl iartă de toate păcatele lui. De aceea e strict necesar să mâncăm, să facem mișcare bună. Și atunci haideți să învățăm pe copii încă ceva. Știți cum vezi copil? Ia uite, mamă, ce gustos! Ia uite cum mănânc eu! Nu, că nu-mi place! E, nu-ți place! Ia gustă puțin de el! Și dacă știm să facem și gustos, este formidabil. Deci e strict necesar să ne învățăm, să facem pateuri. Cât mai multe, de arahide, de vinete, de avocado, de tofu, de linte, de năud, de mazăre, de fasole. Ați văzut câte am zis? Care le poate ajuta la masa de dimineață. Și da, exact. E treaba noastră, părinților, să ne interesăm de rețetele cele mai... Exact. Este o carte, o am pe aici pe la mine, îi spune alimentația copilului vegetarian. Căutați-o că se găsește. Așa, e bine, acolo aveți rețete, 250 de rețete în care se găsește la dacă vreți că te stau o secundă să vă și o arăt cum arată. Domnule doctor. E de doamna Pridi, e bine, neapărat să învățăm acest lucru. Și deci îi trebuie puțină și... Exemplu. Așa se mănâncă în America. Domnule doctor, ne fuge timpul. Ne fuge timpul și vreau neapărat să... Nu fuge deloc, că noi fuge, îl folosim din fuge, încă vreau... ceva. Auziți, un lucru foarte interesant. Soia asta nenorocită, care toată lumea urlă spre ea, poate să fie tofu, poate să fie lapte, poate să fie iaurt, poate să fie scrob, poate să fie drob sau alte treburi, dacă știi să faci pastă din ea, de exemplu. Luați exemplu șnițe de soia. Le pui frumușel în apă, pomele fierb, după aceea le pui diverse miroase în ele și condimente și pui copilului de două felii de pâine o nășniță din ăsta și mamă ce bun a fost. Deci trebuie să avem inovații. Avem și alternative. Încă ceva. Lumea ne scrie aici pe Facebook. Da. Mi-e foame, e clar că am trezit. Auziți încă ceva. Faceți acasă, mamelor, un fel de bombonele cu înzarea fondante în care să puneți mere, pere, migdale, cocos, nu toate deodată, câte una pe rând, așa, înțelegi? Portocale, stafide. Le aranjăm frumos și dăm copilul și 6-7 o bomboane acolo în pauză să mănânci o bombonică din asta. Și mai mare dragul. Ca așa se mănâncă în Germania. Mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile de astăzi. Ba chiar ați scos la iveală niște rețete pe care le uitasem și cred că sunt și mulți părinți care și-au mai notat acolo. Da. Uite că am uitat să fac pateu din ăsta pentru copil. Sperăm ca cei care ne-au urmărit în această dimineață să încerce să fie cât mai creativ în bucătărie pentru sănătatea copiilor lor. Vă mulțumim și câte mai am.
Mulțumim tare mult, domnule doctor, o zi minunată vă dorim, vă așteptăm săptămâna următoare. Dragi prieteni, alături de noi a fost domnul doctor Virgiliu Stroiescu, care pentru săptămâna următoare, vă spun acum ca să pot să vă spun clar despre ce ne va vorbi săptămâna următoare, domnul doctor, am stabilit deja cu domnia sa, vom vorbi despre ouă și probabil că ne va răspunde domnul doctor și la întrebarea câte ouă ar trebuie să mănânce copilul pe săptămână, că tot au mamele niște astfel de nelămuriri. Vedem cât de sănătoase sunt ouăle, nu neapărat pentru copii, ci pentru noi toți. Ne-a spus domnul doctor că are un studiu foarte tare pe o perioadă foarte lungă și are rezultate uimitoare.